seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi la emisiunea Viața Gorjului am un subiect pentru persoanele care merg la salon, dar și pentru cele care nu merg. Invitata mea este Eli Surcel, make-up artist. Bună, Eli, bine ai venit! Bună, Aura, mulțumesc de invitație! Mă bucur că ai onorat invitația noastră pentru că sunt multe, multe controverse legate de cum ne machiem, de ce e bine să folosim, ce nu e bine să folosim. Sunt multe persoane care se machiază acasă personal, adică eu mă machiez pe mine, ca și mine de altfel, acum m-am machiat Eli, să fiți atente. Așa, dar sunt persoane care merg numai la salon sau mai ales atunci când au un eveniment deosebit. Da, de obicei machiajul la salon se face la evenimente speciale, fetele de 20, 20 și ceva de ani pentru când merg la un club, la... Dar în general am văzut că tot mai des fetele știu să se machieze singure acasă și o fac foarte, foarte bine. Problema nu este cum se machiază, problema este că venind seara târziu, obosite, mai trebuie să se demacheze. Da, uită să se demacheze și chiar am văzut persoane tinere care pe care le întrebam la salon, dar tu aseară ai fost undeva? Da. Și te-ai machiat? Da. Te-ai demachiat? Da. Și se vedea clar că nu erau demachiate. În primul rând că se vede atunci când este strat peste strat de pudră sau de fond de ten sau de... Pielea când o machiezi trebuie să fie curată, trebuie să fie tonifiată și se vede altfel machiajul decât atunci când este o piele încărcată, când tenul se vede că este obosit, se vede exact când nu ai dormit, cearcănele ți ies în evidență, chiar dacă îți faci un machiaj wow și folosești produse foarte bune și profesionale și de calitate. Cel mai bine este, indiferent de câte ori avem nevoie de machiaj, că avem un eveniment dimineața și avem un alt eveniment după amiaza sau seara, de fiecare dată trebuie să ne demachiem și să folosim produse bune. Pentru că degeaba te demachiezi dacă dai un demachiant 3 lei și nu conține ce trebuie să conțină. Să hidrateze pielea, să nu usuce. Deci anumite produse pot să facă mai mult rău decât bine. Și zicem că ne face un pic mai frumoase. Da. Dar tema noastră de astăzi este machiajul semi-permanent și aici sunt foarte multe controverse. Noi am început așa un pic cu, cu generalități, dar vreau să ne concentrăm pe machiajul semi-permanent. Multe zic permanent, multe femei zic că e machiaj permanent. Ce nu înseamnă, în primul rând, machiajul semi-permanent și cum ai învățat tu să faci asta? Aura, se știe că machiajul este rutina zilnică a oricărei femei, nu? Adică dimineața ne trezim, avem și noi probleme, copii, zici, Doamne, n-am timp să-mi dau cu un tuș, n-am timp să-mi dau cu un ruj, n-am timp... Deci este, face parte din viața noastră la urma urmei, cel puțin o femeie care se respectă, îi place să fie aranjată și pusă la punct mai tot timpul. Machiajul semi-permanent în București sau în orașele mari există de mai mulți ani pe piață, adică de vreo 5, 6 și chiar 7 ani sunt anumite esteticiene care l-au pus în practică. Practic nu poți să faci prea multe cu machiajul ăsta semi-permanent, adică sprâncene, ochi și buze. Se merge în general pe conturul natural la sprâncene. Dacă o persoană are sprâncenele foarte subțiri, nu te apuci să-i faci un machiaj semi-permanent cu sprâncenele groase și, eu știu, nu știu cât de arcuite. Încerci să mergi pe conturul natural și pe linia naturală a sprâncenei. Dacă o clientă își cere un eyeliner, adică noi într-un fel ne facem cu tuș, poate depășim puțin, machiajul semi-permanent vine să împrospăteze frumusețea naturală. Adică în sensul că se face ceva foarte, foarte finuț la baza ploapelor, ceea ce dă desime genelor. Nu este ceva foarte strident. Este ceva foarte, foarte natural.
Nu se depășește. Scuză-mă un pic că m-ai luat așa cu multe, multe informații și am uitat să-mi iau telefonul. Avem afișat numărul de SMS. O să rog colegii să-mi aducă și mie telefonul, să-l dea pe silențios ca să nu ne sune cumva cineva în timpul emisiei, doar SMS-uri, dragi telespectatori. Și după aceea, până vine telefonul meu și îmi cer scuze pentru încurcătura asta, am să te rog să ne spui ce cursuri ai absolvit și ce înseamnă machiajul semipermanent. Deci am făcut cursurile de specialitate la București, am ales ca formator o persoană foarte cunoscută în lumea asta mondenă. Nu pot să-i dau numele pentru că nu mi s-a dat dreptul de a-i folosi numele și de a mă folosi de imaginea doamnei respective. Pot să spun că este o doamnă foarte cunoscută, estetician și make-up artist. Machiază foarte multe femei din lumea showbiz-ului. Am ales-o pe dumneaei deoarece este una dintre cele mai vechi în domeniul machiajului semipermanent, adică face lucrul acesta de... cred că de cel puțin 7 ani. Este una dintre primele apărute pe piață și am zis că dacă aș vrea să învăț ceva, aș vrea să învăț de la o persoană care are mult mai mare experiență în acest domeniu decât o persoană care s-a apucat acum un an sau maxim 2. Și am absolvit cursuri. Cursurile sunt intensive, de 5 zile. Mi s-a pus în vedere noțiuni de bază ale pielii, din câte straturi este formată pielea, cu toate că cred că toată lumea știe din câte straturi este formată pielea, dar la un moment dat ori nu dăm prea multă importanță, ori am uitat. Și apoi important e cum afectează machiajul fiecare stradă de piele în parte. Și ne-a explicat exact că pielea este făcută din 3 straturi, epidermă, dermă și hipodermă. Poate multe femei sau mulți oameni nu știu că primul strat al pielii, deci epiderma, este formată din 5 substraturi. Derma este formată la fel. De ce am ajuns aici? Pentru că multe persoane se întreabă dacă machiajul semipermanent este dureros. Aici vreau să vin cu o confirmare. Nu este dureros. De ce? Pentru că firul de păr se află undeva în al doilea strat, deci în dermă, între al patrulea și al cincelea strat din dermă. Deci acolo se află rădăcina firului de păr. Iar micropigmentarea se face în ultimul strat al epidermei, iar cel mai adânc se face în al treilea strat. Deci undeva mult mai deasupra decât unde este rădăcina firului de păr. Și ar trebui ca micropigmentarea să doară mult mai puțin decât un pensat în sine, la urma urmei. Dar un pic doare. Sinceră să fiu, la mine nu doare, pentru că folosesc o cremă anestezică. Este concepută special pentru acest procedeu, pentru procedeul ăsta de micropigmentare sau machiaj semipermanent. Multe stiliste sau mulți make-up artiști evită să-l folosească. Deci pentru că este într-un gramaj foarte, foarte mic, adică de 5 ml și costă destul de mult. Eu îl folosesc și la începutul intervenției, și în timpul intervenției și de câte ori este nevoie. Dar în ce constă intervenția? Adică ce, cu ce o faci? Se face cu un aparat, ce face anume? Da, se face cu un aparat de tatuaj. Cu un ac. Acul respectiv poate să aibă 3 vârfuri, 4. Depinde cum facem procedeul respectiv. Adică sunt cliente care vor să își facă micropigmentare fir cu fir. Adică cliente care au sprâncene, dar au anumite goluri. Prin sprâncenele lipsește un fir, 2, 3. Pentru că s-au pensat cândva. Pentru că s-au pensat agresiv, să zicem. Da, nu neapărat că s-au pensat agresiv, cât pentru simplu fapt că înainte se purta o formă, că și trendul ăsta la sprâncene se schimbă de la un an la altul.
Și așa cum îmi spuneai tu înainte de emisiune, de la tine am aflat, sunt sprâncene care cresc după foarte mult timp după ce le-ai smuls, pentru că se smulg cu toată rădăcina. Da, cât timp durează până se regenerează, să spunem și telespectatorilor? Anumite fire de păr, ceea ce luăm noi la pensat. În mod normal, fiecare persoană, fiecare clientă a fost la pensat și a văzut firele de păr cum arată sau ele și-au tras acasă anumite fire de păr. Vreau să spun ceva. Firul acela care are rădăcina neagră, sub formă de pară, aceea nu este rădăcina propriu-zisă a firului de păr. Rădăcina propriu-zisă a firului de păr este sub formă de bulb și este de culoare albă. Aceea este rădăcina propriu-zisă a firului de păr. Iar dacă o smulgem cu totul? Un fir smuls cu tot cu rădăcină se regenerează după 5 ani. De asta uneori ne lipsesc fire de prin sprâncene care le-am tras cum nu trebuia. Da, și atunci ne gândim, da, de ce? De ce nu mai cresc? Exact, pentru că anumite fire se smulg cu tot cu rădăcină, pe când altele nu. Dar de ce? Adică de ce unele se smulg cu și unele fără? Nu... Depinde de rădăcina firului de păr, cât este sau cât poate să fie de puternică. Am înțeles. Uneori se smulge cu totul. Da, uneori dacă firul e puternic. Da, exact. Același lucru se întâmplă și cu firele de păr din cap, de pe corp, de peste tot. Ați văzut că dacă te epilezi, să spun, 5 ani, da? Firele de păr nu mai sunt atât de dese cum erau la început. Corect. Din cauza asta, pentru că unele au fost mulse cu tot cu rădăcină, iar celelalte nu. Și de aia nu mai cresc. Exact. Avem un mesaj, zice că vreau o dedicație cu Nicuțu și Micșoniu. Ne pare rău, n-a început emisiunea de dedicații. Dacă vă interesează cum să vă aranjați sprâncenele, cum să le prelucrați, cum, uite, aveți aici un specialist care vă poate povesti cum e bine și cum nu e bine să vă aranjați fața. Da. Pentru chiar, că... uite, foarte bine că ai punctat lucrul ăsta. Vreau să spun că din ce în ce mai mulți bărbați apelează la serviciile cosmetice, să spun așa. Și chiar la pensat. Deci pensatul este pe primul plan. Dacă la un bărbat, diferența între un bărbat și o femeie, că facem o paranteză, dacă unei femei spui, draga mea, uite, te întreabă, la cât timp trebuie să mă pensez să-mi păstrez forma? Asta e în funcție de femeie, de cât de repede îți crește părul. Niciodată nu i-am spus vină din 2 în 2 săptămâni sau vină din 3 în 3 săptămâni. Dar le zic, mă, în general, cam la 3 săptămâni o lună. Dacă la un bărbat îi spui că la 2 săptămâni, într-o săptămână a și venit. Deci am câteodată zile la salon când am numai bărbați la pensat. De dimineața până seara. Și de multe ori mă ceartă clientele. Mă, Eli, dar noi nu mai avem loc de băieți ăștia și vor tot felul de forme ciudate și sofisticate. Dar vor și micropigmentare băieții? Să știți că se face și la, da? Și la băieți. Da, pentru că și ei au problema asta. A formei sprâncenei. Da, a formei sprâncenei. Și chiar doresc sunt... o formă la modă, deci să zicem. Da, se face și la băieți, dar la ei se face strict pe... abordăm tehnica aceea fir cu fir. Adică? Exact câte un fir acolo unde lipsește. Majoritatea au problema că vor V aici la... spre coadă. Deci vor un V, nu vor pe rotund. Că zic că femeile se pensează pe rotund, ei vor un V. Și ar putea să-și facă lucrul ăsta atât femeile, cât și bărbații. Deci nu este nicio deosebire, mai ales că ei oricum au început să ne copieze cam în cu totul. Da, spuneam în timpul emisiunii că moda se schimbă. Dacă facem o micropigmentare acum, da? Și peste o jumătate de an se schimbă moda și vrem să schimbăm. Nu ne afectează. Cât durează o micropigmentare? Un machiaj semipermanent făcut? Între 2 și 5 ani durează. 2 și 5 ani. Da. Și dacă mi se întâmplă peste jumătate de an să vreau să schimb forma sprâncenelor? Hai să îți spun care este diferența între o micropigmentare și un tatuaj. Micropigmentarea este stilizarea sprâncenei pe o formă naturală a sprâncenei. Adică dacă tu le ai acum subțiri, indiferent de modă, că se va schimba peste un an, că se va schimba peste doi,
eu merg cu micropigmentarea pe forma ta naturală, deci pe forma naturală a sprâncenei. Nu ai ce să-i faci, nu se schimbă forma brusc. Acela este un tatuaj care schimbă forma brusc. Asta este și diferența între o micropigmentare, că sunt foarte multe cliente care mă întreabă care este diferența între o micropigmentare și un tatuaj. De fapt, la tatuaj ce se întâmplă? Nu știu dacă, cred că toată lumea a văzut pe la televizor anumite vedete care au sprâncenele tatuate pentru că ele aveau o formă foarte lăsată și au adoptat o formă foarte ridicată. E, ce se face la tatuaj? Se rade sau se smulge în întregime sprânceana, deci toate firele de păr. Cu rădăcină cu tot? Cu rădăcină cu tot, bineînțeles. Ca să nu mai crească. Da. Păi ăsta este și rostul, practic, să schimbi forma sprâncenei printr-un tatuaj. Se smulg de tot firele de păr și se desenează sprânceana respectivă unde vrea doamna sau domnișoara în cauză. Bineînțeles că ați văzut la televizor că sunt multe care au sprâncenele mult prea arcuite pentru... Sau mult prea ridicate. Da, asta este, mult prea ridicate pentru tipologia feței lor. Așa au vrut. Normal că nu ne dorim niciodată să avem... Ne dorim să avem niște sprâncene arcuite, dar să fie și un pic spre natural, adică să nu pară ceva bizar, ceva ciudat. Vă dați seama că în momentul în care noi smulgem cu totul sprânceana respectivă și o desenăm undeva pe aici, noi normal când ridicăm din sprâncene, se ridică sprânceana. În momentul în care sprânceana este desenată mult mai sus decât unde ar trebui să vină, automat fața ta rămâne statică. Fața ta nu are nicio expresie. Și de asta este important ca și clientele să știe lucrul acesta, că nu se schimbă cu absolut nimic forma naturală la sprâncenii. Practic vine ca un vopsit de sprâncene. Cred că orice client a încercat odată un vopsit de sprâncene. Nu se schimbă cu absolut nimic forma sprâncenei. Se merge pe forma naturală, nu se smulg firele de păr, nu se rad, nu se întâmplă absolut nimic cu ele. Chiar am văzut la București când am fost la cursuri, era o cursantă care zicea, dar știți, doamnă, firele acestea de aici mă încurcă, nu pot să fac tatuajul. Și persoana respectivă, mentorul nostru, i-a explicat că ea nu trebuie să se ghideze neapărat să iese bine tatuajul. Pe ea o interesează să rămână și cu multe fire. Eu una știu, fiind cosmetician de 12 ani, știu cât de greu îți crește firul de păr și cât se chinuie clientele să-și îngroașe sprâncenele chiar și cu un singur fir, două. Pentru că exact alea care trebuie să dea, de obicei, firele care se smulg cu bulb cu tot, sunt pe la mijlocul sprâncenei. Ălea se smulg definitiv. Și te trezești cu sprâncena da. Întreruptă? Exact unde nu trebuie. Da. Că de asta mă și întreabă, dar de ce nu-mi dă exact aici unde trebuie și pe aici nu-mi dă? Tocmai din cauza asta, firele de la mijlocul sprâncenei sunt mult mai puternice și atunci tu, când le smulgi cu penseta, le smulgi cu tot cu bulb. Da. Și nu mai dau decât peste câțiva ani. Se regenerează cam după 5 ani. Da. Da. Aș avea o întrebare. Să zicem, vine o clientă care, știu eu, are o problemă, are o alergie, are o boală, are ceva, o contraindicație la anumite substanțe. Cum procedezi în momentul în care vine o clientă? O întreb ceva? Știu eu. În momentul în care eu nu programez la acest procedeu, nu programez clientele prin telefon. Pentru că eu nu știu cum arată sprânceana clientei respectivă, nu știu ce procedeu trebuie să adopt, pentru că și micropigmentarea la sprâncene este de mai multe feluri. Se poate face micropigmentare fir cu fir, se poate face micropigmentare 3D, se poate face umplere totală, depinde de ce are nevoie clienta respectivă. Asta îi fac. Și normal, eu nu pot să îi fac respectivul procedeu doar printr-o programare telefonică. Clienta trebuie să vină, îi se expun atât beneficiile cât și riscurile. Avem un mesaj de la aceeași persoană care ne cerea pe Nicușor Mișoniu.
Și care întreabă ceva care nu cred că are legătură, dar e bine să spunem. M-ar interesa și pe mine cum pot să-mi fac un tatuaj pe piciorul drept. Dacă puteți întreba pe doamna de lângă dumneavoastră. Tocmai asta spunea invitata mea, că e o mare diferență între micropigmentare și tatuaj. Da. Faci tu și tatuaje pe corp? Nu, sau acelea se te ocupi numai de acelea se numesc micropigmentare. Tatuaje artistice. Eu nu fac decât tatuaje cosmetice, decât sprâncene, ochi și buze. Adică corectăm ochii, sprâncenele și buzele. Da, și prin acest procedeu se poate corecta de la forma sprâncenei, la forma buzelor și a ochilor. Cred că oricine a văzut că sunt anumite persoane cu, într-o parte buza este mai groasă, într-o parte mai subțire. Deci prin acest procedeu se poate corecta atât forma buzelor, cât și anumite cicatrici. De la nivelul buzelor, a sprâncenelor, am văzut cliente care, de exemplu, au anumite cicatrici în sprânceană. Se știe că acolo unde este cicatrice nu crește părul. Exact. Cu acest procedeu se poate ascunde imperfecțiunea respectivă. Da, și ajută, de exemplu, la micropigmentarea pleoapelor, ajută că nu se mai face acel machiaj de fiecare dată, nu? Da, dă senzația. Deci se dă conturul ochiului pentru o perioadă mai lungă și nu mai trebuie să vii cu nu știu câte creioane. Da, exact, în perioada de vară știți foarte bine că curge machiajul de multe ori. Exact, și pielea trebuie lăsată să respire, că dacă stăm, de exemplu, la plaje, nu ai voie ca să te expui machiată. Automat, în momentul în care avem micropigmentare de eyeliner, așa se numește, pe lângă faptul că... Ce înseamnă micropigmentare? Eyeliner, dunga ochilor, exact pe marginea unde vin genele. De senzația și că genele sunt mai dese, pentru că de câte ori încercăm să ne dăm cu creion, noi nu putem să pătrundem creionul, cât de bine ar fi ascuțit, nu putem să pătrundem printre gene. Decât la suprafață. Și chiar dacă îi dăm o dungă fină cu creionul sau cu tușul, tot rămâne diferența aceea între creion și gene. Corect. Avem un mesaj care întreabă unde te pot găsi. Telespectatoarea sau telespectatorul o să fie rugat să sune sau o să-i dăm un mesaj după emisiune ca să-i dăm un număr de telefon. Da. Ești de acord? Da, eu pot să-i dau numărul de telefon. Da. Zona de sud a orașului, da, Târgu Jiu? În zona 9 mai. În zona 9 mai, dar o să trimitem pe... Nu putem face publicitate salonului în timpul emisiunii, pentru că nu este legal. Dar după emisiune vă vom trimite un mesaj cu numărul de telefon. Dar după cum ați auzit, trebuie să mergeți la salon, nu primiți consultații prin telefon. Da, dar prin telefon se pot da mai multe detalii. Bine că... Se pot pune întrebări de genul, sunteți cumva însărcinată? Da, nu au voie să-și facă. Nu au voie să facă micropigmentare, spuneai. Eu una nu sau le fac. Sau tu nu recomanzi? Eu nu le fac. Nu, nu le faci? Nu. De ce? Se știe că pe parcursul sarcinii, eu una știu, ai schimbări de comportament, ai anumite dereglări hormonale și nu știi cum reacționezi. Cum să te miri, cum o să-ți arcuiești sprâncenele după ce naști. Nu știi cum glumesc. Cum să reacționezi pe moment atunci. Poate ai o mică înțepătură, simți ceva, oricum pe parcursul sarcinii simți anumite lucruri mult mai brutal decât e mult mai sensibil exact, corpul. Exact, da. Și emoțional și din da, toate da, punctele din toate de vedere. Da, din toate punctele de vedere. Și eu nu recomand. În ce alte cazuri nu recomanzi micropigmentarea? De exemplu, la diabetul zaharat. Pentru că s-ar putea... Nu că nu recomand. Eu sunt în măsură să le spun clientelor. Există o fișă. În momentul în care o clientă se hotărăște să-și facă o micropigmentare, indiferent că este la sprâncene, la ochi sau la buze, în primul rând trebuie să aibă 18 ani împliniți. Da? Pentru că este pe o perioadă mai lungă de timp. Deci nu este pur și simplu îi aplici un machiaj care dacă ajunge acasă la mama și la tata și nu e de acord, nu mama e de acord și tata te șterge. Pune să te speli și s-a dus. Nu, este pe o perioadă mai lungă de timp, durează între 2 și 5 ani
și atunci trebuie să aibă 18 ani. Dacă nu este majoră și nu are vârsta de... Să vină cu mama. Da, trebuie să vină cu mama. Există o fișă specială pe care clienta respectivă o semnează, în care îi sunt aduse la cunoștință anumite afecțiuni dermatologice de care eu îi le pun în vedere. Adică dacă suferi de... Și sunt anumite afecțiuni dermatologice, dacă ea își dă semnătura că vrea, cu toate că știe că are bolile respective, că eu nu pot să-i cer, adu-mi analize. Nu, că știi cum e și cu analizele astea, nu le facem nici când avem o problemă, dar minte. Sau așa. Nu știu cât de bine se deci fac. Persoana respectivă trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că nu suferă de bolile respective. Sunt mai multe boli, dintre care bolile de inimă, diabetul zaharat, hemofilia, știu, hemofilia, tu da, de ce? Emisiune. Pentru că epilepsia. Epilepsia, da, contează foarte mult coagularea sângelui, că chiar dacă nu este maltratat decât, să zic, nu sunt maltratate decât primele straturi ale epidermei, dar după plasmă poate apărea și sângele, iar la o persoană care are hemofilie, s-ar putea să ori să nu îi se mai oprească, ori să îi se vindece greu, același lucru este valabil și pentru diabetul zaharat. Deci astea sunt principalele motive. Și în cazul epilepsiei? În cazul epilepsiei, nu știu ce să vă spun. Prefer să poate nu... Poate să facă o criză chiar da, în timpul... Da, da, și vă dați seama că lucrând cu ACE și lucrând cu... Este mai riscant și pentru mine și pentru persoana în cauză. Și atunci trebuie să vină o persoană sănătoasă, calmă. Da, o persoană sănătoasă. Să oprească telefonul, calmă. Să nu sune soțul să spună... Nu are nicio legătură, nu. Nu. Da, nu. Sunt persoane, de exemplu, vreau să spun telespectatorilor că sunt persoane neavizate pentru a face astfel de servicii. Cel mai bine este să apeleze la o persoană care are cursuri de specialitate în domeniu. Bine, dar nu te duci la salon și zici, dăm diploma să văd dacă... De ce? Nu prea faci asta, ba, că zici, da. Mă, de la dacă un timp îmi să știți spune că are, eu trebuie nu. Să cred. Nu, de la un timp să știți că și clientele s-au deșteptat. Foarte adică bine. Nu mai apelează la... persoane care fac anumite servicii acasă. Pentru că, nu știu dacă ai observat de la un timp, că anumite persoane care fac serviciile acasă, de multe ori iau un preț, poate și dublu, față de un salon. Și acum, dacă revenim la acest subiect, noi la salon suntem într-un cadru legal. Avem controle peste controle. OPC, Sanepid, tot felul de controle care nu te lasă să nu fie în regulă. Care nu te lasă să nu fii în regulă, iar dacă într-un anumit caz nu ești în regulă cu anumite probleme, îți iei o amendă drastică. Pe acele persoane care lucrează acasă nu le controlează nimeni, nici corect. Măcar clienta. Vreau să spun că zilele trecute a venit la mine o clientă care își făcea un anumit serviciu, își punea unghii la cineva acasă, de curând a rămas însărcinată și și-a făcut analizele și a văzut că era contaminată cu virusul B. Hepatita B? Da. Deci, dacă noi avem tot ce ne trebuie, avem sterilizatoare, avem anumite produse de curățare, de dezinfecție, pe care nouă ni le impune Sanepidul, ni le impune OPC-ul și vreau să mai rectific ceva. Deci, serviciul ăsta de micropigmentare, eu la acest serviciu nu sterilizez absolut nimic. Nu folosesc ustensile care trebuiesc sterilizate. Folosesc absolut totul de unică folosință. Inclusiv acul pe care clienta îl vede înaintea procedeului, îl dau, se uită la el, vede cum este, este sigilat. Îl desigilezi în fața ei. Și îl desigilează chiar ea. Da? Folosesc mănuși de unică folosință. Folosesc căpăcelele în care vine pus pigmentul, sunt de unică folosință, deci nu iau chiar dacă se zică folosesc un ac la o clientă și îi schimb acul. Nu folosesc pigmentul din același căpăcel la care am folosit la clienta dinainte. Deci totul
folosesc de unică folosință. Nu folosesc absolut nimic care ar trebui sterilizat. Și să spun și de ce. Pentru că de multe ori, mai ales când este vorba de ace și de asta, nu sunt... nu cred foarte mult în sterilizarea asta, decât cum să zic, de exemplu, acum câțiva ani am dat comandă de un sterilizator care pe mine m-a costat 9 milioane. Era avizat de Ministerul Sănătății, am zis că o să-l iau, o să-l folosesc la salon și își merită investiția la urma urmei. Am avut surprinderea că acum când ne-a venit OPC-ul să ne spună că acelea nu mai sunt avizate, OPC-ul și Sanepidul. S-au răzgândit, nu mai sunt bune. Da, deci nu mai este bun și că acum a apărut altceva nou pe piață și ar fi bine să folosim altceva. Adică cum, acum câțiva ani era bun și era utilizat și chiar în momentul de față sunt puse la dispoziția cumpărătorilor. Adică tu te hotărăști să-ți deschizi mâine un salon, normal că vrei să iei și ce e bun și ce e ieftin, da? Și zici, mă, îmi iau un sterilizator. Apropo, sterilizatorul care acum câțiva ani costa 9 milioane, acum îl găsești la 2 milioane. Pentru că nu mai e avizat de dar minister. Dar nu mai este avizat și nu mai ai ce să faci cu el. Da. Și sunt, erau sterilizatoare pe cuarț, care eu le consider, eu am și acum la cosmetică sterilizator pe cuarț, care încălzește la o temperatură, poate să ajungă și la 200 de grade. Adică sunt niște biluțe de cuarț care sunt încintate și băgând penseta acolo sau... Dar bine, penseta nu vine în mod direct cu sângele, nu intră în... intră în contact cu pielea, dar nu cu sângele. Și atunci eu o bag acolo, se sterilizează la 200 de grade instantaneu, deci mor toți virusii și toți ăștia. Dar nu sunt de acord să folosesc, când e vorba de ace și de asta, să folosesc ceva care merge sterilizat. Nu, se folosește ceva de unică folosință. Cred că avem o glumă aici într-un mesaj. Îl citim totuși. Nu e un mesaj... nu e de ochiat, regia mă întreabă să nu fie cumva de ochiat. Nu e de ochiat, cred că e o glumă. Cred. Poate tu, având experiență, poți să-mi spui dacă e posibil așa ceva. Zice, am mustață roșie, cum să o tratez ca să se facă neagră? Mă îndoiesc că cineva are mustața roșie și vrea să o facă neagră, dar eu vreau să citesc toate mesajele, da, dacă nu sunt în neregulă ca și exprimare. O vopsiți. Eu nu mă pricep la cosmetică, dar vă spun eu. O vopsiți. Da. Da. Păi, dacă are mustața roșie, normal că are și părul roșu și toate le are roșii. Trebuie vopsite toate în același timp, nu? Că ar fi urât să ai părul roșu în cap și să-ți faci mustața neagră, nu? Trebuie să se vopsească. Ca să răspundem serios la întrebare, da, care s-ar putea să fie o glumă. Deci trebuie să se vopsească. Poate e o glumă, poate nu este o glumă. De ce? Nu, eu am văzut bărbați care se vopsesc. Și sunt foarte mulți bărbați care se vopsesc și nu recunosc, dar bine, n-am văzut niciodată bărbați care se vopsească cu roșu, mai ales la mustață, dar mă rog. Nu, poate că o are roșie, adică e roșcat. Da, ca poate și... e roșcat, dar da, dacă își vopsește, trebuie să-și vopsească și părul, nu? Logic. Toate poate că n-are păr. Deci eu sunt cosmetician, estetician, make-up artist, toate în estetică. Bine, am și cursuri de coafură și de manicură și știu să le fac pe toate, dar specialitatea mea este cosmetica și estetica. Poate o să mă întreb care e diferența între cosmetică și estetică. Cosmetica se ocupă și cu epilatul, nu numai cu fața. Deci epilatul în mai multe zone, pe mâini, pe picioare. Estetica se ocupă și este ceva mai aprofundat în ceea ce privește fața. Tenul, de la piele până la machiaj și până la inclusiv coafura. Deci în momentul în care eu aleg să machiez o persoană, mă întreb, în primul rând, în ce o să se îmbrace, ce culoare o să folosească, dacă o să schimbe ținuta. De exemplu, îți dau un exemplu la o nuntă, da? Persoana respectivă dimineața poate să fie îmbrăcată într-o rochiță albastră și seara poate să fie îmbrăcată într-o rochiță roz. Da? Trebuie să știi ce culori să folosești ca să, în caz că persoana respectivă nu se machiază de două ori, să știi ce culori să folosești ca să se potrivească și la o ținută și la altă ținută.
Adică să abordezi un machiaj 2 în 1 sau 3 în 1. Deci trebuie să știi ce culori, dacă persoana respectivă, dacă tu nu întrebi aceste lucruri sau mai țin cont, de exemplu, de coafură. Poate sunt persoane care vin și se machiază la mine, dar se coafează în altă parte. După aceea, da. După aceea, da. Exact. Eu o întreb și ce, ce coafură o să adopte. O să fie o coafură lejeră, o să fie bucle, o să fie păr întins cu placa, o să fie un coc, o să fie o coafură pe o parte. Pentru că trebuie să ții cont de lucrurile astea. De asta cel mai bine este machiajul să se facă după ce părul a fost aranjat. Pentru că toate se leagă. Într-un fel stă machiată când ai o coadă prinsă la spate, tu te machiezi, de exemplu, îți prinzi părul, zici, hai să-mi prind părul să mă machiez. În momentul în care ți-ai desfăcut părul, vezi că machiajul nu ți se potrivește cu părul desfăcut. Eu una văd, nu știu dacă altcineva vede, dar eu văd lucrul ăsta. Pentru că ai experiență, pentru că ai citit în domeniul... Nu știu, pentru că am un simț al esteticului format de foarte mult timp. Deci mi s-a dezvoltat simțul ăsta al esteticului, de asta și m-am apucat de meseria asta. Nu m-am apucat dintr-o... Bine, dacă stau să mă gândesc, m-am apucat dintr-o greșeală. Niciodată nu m-am gândit că o să fac carieră din asta și uite că am plecat pe 13 ani de când lucrez în domeniu. Și ai salonul tău, înțeleg. Da, am salonul meu de la vârsta de 23 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc, mulțumesc. Și cu salonul și cu vârsta. Da, mulțumesc. Și dacă spui că te-ai apucat dintr-o greșeală, cum adică dintr-o greșeală? Eu vacanțele de vară mi le petreceam la bunici, la țară. Și întâmplător am dat peste o pensetă. Atunci aveam, cred că, 12 sau 13 ani, când am descoperit o pensetă. Nu știu, chiar am simțit o atracție față de ustensila asta, cu toate că nu știam ce e și nu știam nici pentru ce se folosește, dar îmi plăcea să apăs pe ea. Bineînțeles că eu o țineam invers. Și chiar nu-mi dădeam seama ce se poate face cu ea, doar pentru simplu fapt că o apeși, deci ținându-o invers. Nu. Am întrebat-o pe mama și mama mi-a zis că se folosește la sprâncene. Bineînțeles că atunci fiind mică, nici nu știam bine care este diferența între sprâncene și gene, dar după aceea mi-am dat seama că mergeam foarte des cu mama la cosmetică. Mama este o persoană care se îngrijește și a plăcut tot timpul să... fie cochetă, să se aranjeze. Da, pentru și... telespectatori trebuie să spunem, mama ta este doamna Elena Popescu-Lăzăroiu, o solistă de muzică populară, foarte cunoscută, da. Și care a și fost la noi la filmări. Da, și o să mai și vină. O salutăm, da. Și o să mai vină, poate. Da, și o salut. Și mama fiind o persoană... Se uită la noi? Poate... Da, bineînțeles că se uită. Vă pup, doamna Maria. Doamna Elena, da, vă dau, da, mirul de Paști. Cum să nu se uite? Normal că ea este criticul meu și eu sunt criticul ei. Nu? Da, că așa da. Se procedează. Așa, și să ne întoarcem la penseta găsită de da, tine. Da, am găsit o penseta, părut că e interesantă? Mi s-a părut interesantă, am întrebat-o pe mama, mi-a zis că este pentru sprâncene. Îmi plăceau, pe atunci se purta forma aceea de semicerc. Deci cu cât era sprânceana mai rotundă, cu atât se considera că e mai frumoasă. Mama își făcea pe atunci sprâncenele cum erau atunci la modă. Eu mă uitam la un film și îmi plăcea cum avea sprâncenele artista din rolul principal. Și în vara respectivă, repet, aveam 13 ani, am încercat să-mi fac sprâncenele precum le avea ea. Bineînțeles, nu spun că am trecut și prin niște experiențe foarte neplăcute, trecând peste durere, că pe una am făcut-o și pe cealaltă n-am mai reușit să o fac așa. Bineînțeles, mama când m-a văzut mi-a dat o mustrare de aia și o ceartă de aia. Dar bineînțeles că nu m-am învățat minte, le-am lăsat să crească și spre surprinderea mea și a lui mama, până când am început școala, aveam forma, nu pot să spun că exact sau identică cu cea a actriței respective, dar asemănătoare, era altceva. Când am ajuns la școală, toate colegele mele, vai, unde te-ai pensat, că n-am văzut sprâncene ca ale tale decât în filme. Și atunci eu am fost foarte încântată, dar în același timp știind prin câte trecusem eu ca să le, am așa, nu aveam încredere să fac pe altcineva, abia puteam să mă fac pe mine. Și le-am spus că mă pensez la cosmeticiana lui mama. Toate s-au dus la cosmeticiana lui mama și bineînțeles că le-a făcut sprâncenele pe rotund.
repet, în timpul acela se purta foarte mult forma respectivă. După ce au venit la mine, da, deci au venit la mine și mi-au spus că nu este cum vroiau ele, nu este cum este a mea și am fost forțată oarecum să le spun adevărul, că erau făcute de mine. Și am zis că, le-am spus că nu știu dacă pot să mai dau forma respectivă, că am trecut prin ceva peripeții. Am trecut de la una la alta, mi-am făcut colegele, după care profesoarele, la liceu la fel și tot așa. Acum am terminat liceul și în vara lui 2006-2007 vreau să mă duc la mare și vroiam să mă duc, dar pe banii mei, pentru că eu niciodată nu am fost, tot timpul am vrut mai mult, nu m-am mulțumit niciodată cu ce mi-au dat părinții. Cert este că dacă la început îmi pensam colegele gratis, după aceea am început să le mai iau și eu ceva, adică să am bani de un suc, mi-a plăcut să fiu independentă, să am banii mei și să nu depind întru totul de mami și de tati, cu toate că niciodată nu am dus lipsă de nimic, dar mi-a plăcut să am și banul meu, adică aveam, nu știu, responsabilitatea și satisfacția, da. După care, bineînțeles că terminasem liceul, vreau să-mi găsesc un serviciu ca să-mi permit să mă duc la mare pe banii mei și să am bani de cheltuială atât cât aș fi vrut. Și stăteam în pas și mă gândeam, Doamne, ce aș putea să fac eu ca să mă angajez? Că nu știu să fac nimic. Am terminat liceul, dar cine mă angajează pe mine? Doar cu o diplomă de BAC, da? Ce să mă duc, vânzătoare, mă gândeam să mă duc la o hamburgerie, am încercat, vă spun sincer că am încercat să mă angajez, mie tot timpul mi-a plăcut și eram o persoană cochetă, mi se spunea ceva de genul, eu am nevoie de om să muncească, n-am nevoie să te pun în vitrină, că bineînțeles că aveam nevoie de servici, dar în niciun caz nu vreau să renunț la felul de a fi. Da, să mă milogesc. Nu aveam nevoie neapărat de bani. Vreau servici, vreau banul meu, dar nu vreau să... Și după aceea, stând foarte supărată că primisem deja 3 refuzuri de angajare, stăteam foarte supărată în pat și mă uitam pe anunțurile de mică publicitate la televizor. Și atunci mă sună o prietenă de-a mea și îmi zice, știi ce faci? Zic, bine, sunt acasă. Auzi, nu ai timp să mă pensezi și pe mine. Zic, ba da. Am închis telefonul și atunci mi-a picat fisa. Zic, stai mă, că un singur lucru eu știu să-l fac bine. Și atunci am încercat, m-am angajat în domeniu. Bineînțeles că mi-am făcut și cursurile respective, cursurile de cosmetică. Așa m-am angajat în domeniul ăsta și de atunci... Cu asta am rămas, am terminat și facultatea. Asta vreau să te întreb. Da. Ceva facultăți, așa, că se poate, da, adică deci, moda e să faci facultate. Eu să știți că nu am făcut-o neapărat că era o modă. Mi-am dorit să fac facultatea bine, că am dat la 3 facultăți. Am dat la Academia de Teatru și Film la Cluj. Părinții mei mi-au spus, nu că nu și-ar permite, mi-au spus că e mai bine să rămân în Târgu Jiu pentru că sunt aproape de ei, am masa asigurată, am totul ăla asigurat acasă și ar fi mai bine să rămân. Eu, fără să le spun și fără știrea lor, am mers și am dat examen și la Timișoara, la drept. Le-am spus că plec să mă recreez după stresul bacului și asta. Am plecat cu o prietenă și am dat examen acolo. Bineînțeles că după 3 săptămâni, când eu deja dădeam aici la management, la științe economice, a venit după 3 săptămâni răspunsul cum că am fost admisă la fără taxă la Timișoara, la drept. Ai mei au rămas șocați, pentru că nu știau. Tata prima dată a crezut că e o glumă. Scria acolo negru pe alb că domnule Lăzăroiu, fica dumneavoastră a fost admisă la de la fără taxă. Și atunci au schimbat oarecum comportamentul și ce, păi stai că dacă ai luat la fără taxă și tu te duci acolo, te duci acolo. Nu ne costă. Ei, trebuie să concentrăm că mai avem un minut și aș vrea să știu până la urmă cum a rămas, că da, e chiar interesant. Cum a rămas, nu m-am dus la Timișoara, am rămas aici în oraș, m-am și angajat pe perioada facultății, chiar dacă ai mei nu au fost de acord.
Și să ai și banul tău, așa cum îți doreai. Da, iar salonul mi l-am deschis cu banii mei, la vârsta de 23 de ani. Păi cum ai strâns atâția bani? Bani adunați din ceea ce făceam, din salariul meu pe care l-aveam. Se știe că în domeniul ăsta ești plătită la realizări. A, și tu aveai realizări multe. Deci eu aveam, îmi mergea foarte bine, îmi merge și acum foarte bine, aveam foarte multe cliente și de asta, deci eu mi-am strâns bani în 6 ani de zile, mi-am strâns destul, 260 și ceva de milioane. Hmm. Și mi-am deschis salonul, fără știrea lui mei. Nu știau. N-au știut că eu mi-am strâns bani pentru asta. Și bineînțeles că în momentul în care au văzut că eu mi-am strâns suma asta de bani și le-am spus ce vreau să fac cu ea, că vreau să o investesc într-un salon de înfrumusețare pentru că vreau să lucrez pentru mine, au fost de acord. Vrei să lucrezi ceea ce îți place, au fost de acord și au fost foarte bun. Da. Eu îți mulțumesc pentru prezență, pentru informațiile care le-ai adus telespectatorilor și pentru exemplul tău de bună practică, cum ai devenit dintr-un simplu elev, un om de afaceri. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu. La revedere și dumneavoastră, dragi telespectatori.